Salutare, dragi prieteni, vă salut din nou de aici, din Verona, de la o locație care o recomand să o vizitați dacă vă aflați la Verona. Acesta din spatele meu pe care îl vedeți este Bastionul delle Maddalene. Am mai avut o tentativă în perioada al pandemiei, dar a fost închis și nu am avut acces. Ei bine, am revenit în această zonă fiind și deschis. Acolo în spate se află intrarea, iar ieșirea se află undeva în partea cealaltă. Tot traseul se face pe dedesubt într-un subsol de tuneluri și o zonă foarte fortificată făcută doar din ziduri. Locația respectivă se poate vizita total gratuit, dar țineți cont de programul de funcționare de la 9 la 1. Este deschis, însă aici în zonă puteți vizita chiar și un parc care s-a pus la dispoziție în vara anului trecut. Așadar, Bastionul delle Maddalene, mergem să facem turul la interior, să-l vedem, împreună cu mine îl veți vedea și voi și vă veți convinge cum arată la interior această clădire care făcea parte din fortificația Veronei. Ne aflăm acum la interiorul clădirii Bastione delle Maddalene, locație pe care am avut norocul să o găsesc deschisă, ce făcea parte din vechea structură de apărare a zonei respective. Cam așa arată în prima parte în care am coborât cu ajutorul acestor scări. Foarte impresionantă. Am încercat să filmez cu GoPro-ul, însă zona este cam întunecată și nu se vede prea bine. Mai bună treabă face telefonul, așa că voi filma în întregime cu telefonul. Diferite trasee, bag de seamă că nu este nimeni. Intrarea este gratuită pentru a vizita această clădire foarte veche, făcută, după cum bine vedeți, din piatră și renovată. Aici avem două arcade foarte mari, făcute din piatră. Și tot parcursul în interiorul acestui bastion este format, după cum vedeți, din astfel de tuneluri care fac legătura pe sub acel parc care se află la suprafață. Avem și câteva zone unde nu avem acces, sunt de altfel foarte întunecate, însă această locație, după cum vedeți, este luminată cu ajutorul unor becuri, prea puțină lumină naturală din această zonă. Aici este una din intrări. Aici un caiet unde vă puteți semna, probabil am să scriu și eu aici câteva cuvinte pentru că am trecut. Aici există câteva tuneluri unde nu avem acces, vedeți că sunt puse aceste bariere, dar par destul de interesante. Foarte bine este refăcut și pavajul, fiind din piatră. Și am ajuns într-o locație unde vedem zona respectivă redusă la o miniatură, ca să înțelegem cu toții. Bineînțeles, aici se reflectă și lumina, acesta fiind bastionul în miniatură. Aici este zona parcului care se află deasupra
și locul în care este și inclus acest bastion de vizitat. Și după cum vedeți, toată zona era unită cu ziduri. Sper că ați prins ideea. Deci, repet, mă aflu la Bastione delle Maddalene. Repet, intrarea este total gratuită. În toate aceste încăperi există aceste două arcade din piatră. Aici probabil iar avem o machetă ce ne arată zona fortificației cu ziduri la tot orașul Verona. Vedeți? Mura magistrale. Adică cum era orașul înainte, așa cum v-am zis și în videourile precedente, Porta Palio cu Porta Nova, Porta Vescovo, toate aceste porți care erau unite cu ajutorul unui zid foarte gros, ce forma fortificația zonei. Acolo avem lângă panou o încăpere. Ia să vedem ce putem admira aici la interior. Mai nimic. Probabil era un loc de dormit, nu dau seama, ca o debara în perete. Iar aici avem zona probabil de ieșire, pentru că se intră printr-o parte și se iese prin altă parte, care este făcută la fel, identic, construit numai din piatră. Aici este zona de ieșire și probabil voi ieși. Hai să mergem acum către exterior. Mă bucur că am putut vizita acest subsol al bastionului, pentru că în timpul pandemiei era închis. Aici este zona de ieșire către acest bastion. Acolo este ieșirea.